Revenim cu mare bucurie în acest cadru binecuvântat de Dumnezeu, numit loc sfânt pe care stai, datorită faptului că e cuvântul lui Dumnezeu acolo. Locul pe care stai este un loc sfânt. Acesta este un timp dedicat cuvântului lui Dumnezeu și suntem într-un timp sfânt, acolo unde este prezent cuvântul său. La un moment dat, Mântuitorul a spus generației aceleia și ne spune nouă tuturor, sunt multe lucruri pe care voi le credeți și care nu stau în picioare. Am multe de condamnat între cele ce credeți. Am multe de osândit în voi, spunea cuvântul acesta. Și lucrul ăsta nu face rău deloc, pentru că doctorul condamnă boala din noi. Și atunci, prin tratament și prin chirurgie sau ceva, execută această boală până la dispariția ei. Avem trebuință de aceeași lucrare a lui Dumnezeu în domeniul concepțiilor noastre cu privire la viață. De una dintre ele ne vom ocupa cu această ocazie și anume de ideea că nu luăm nimic cu noi când plecăm de aici. Din potrivă, Biblia spune că luăm absolut totul cu noi când plecăm de aici. Nu suntem cei care am venit, și suntem cei care plecăm și uh, oamenii vor da răspuns pentru fiecare cuvânt pe care l-au rostit vreodată. Nu pentru, nu vom lua cu noi ce am avut sau ce am făcut, ci vom lua cu noi ce am devenit prin a avea acest lucru sau a face acest lucru. Acesta merge cu noi. Și oamenii vor răspunde în fața lui Dumnezeu pozitiv sau negativ cu disperare sau cu mare fericire la întrebarea și la confruntarea cu realitatea vieții. Astfel că imaginea asta cu omul mormântat, cu mâna scoasă din coștiug, vrând să spună că nu a luat nimic, nu stă deloc în picioare. Dacă ne uităm mai atent în mâna lui care o ține, acolo stau faptele bune și rele pe care le-a le săvârșit gândurile lui, umblarea lui pe pământul acesta. Toate acestea cu o exactitate de dumnezeiască, numai Dumnezeu poate face lucrul acesta, însoțesc viața noastră în momentul în care ea și încetează cursul pe pământul acesta. Astfel că încă o dată aș vrea să subliniez faptul că nu pleacă nimeni de aici cu mâna goală și că nu e adevărat că nu luăm cu noi nimic. Cei care au săvârșit răul, spune Biblia, ar vrea să nu fi luat nimic, dar de ce ei se vor fi ridicați pentru a răspunde răului săvârșit în viață și cei care au săvârșit binele, de asemenea, vor fi ridicați de Dumnezeu pentru desăvârșirea umblărilor pe pământ. De aceea, iubiții mei, pentru că aceasta este o realitate poate nu prea uh, plăcută din punct de vedere uh, al uh, numitei etice a vremilor noastre, ea este atât de adevărată, Dumnezeu este atât de drept, încât uh, orice genunchi, inclusiv genunchiul la rău, orice genunchi se va pleca înaintea lui și va mărturisi că Hristos Iisus este Domnul. Astfel că, la încheierea călătoriei lui Daniel pe pământul acesta, când mai avea el ceva nelămuriri cu privire la viață, stai puțin că n-am înțeles asta, dar asta cum vine? Când se va întâmpla? Domnul îi spune, mergi, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată, la sfârșitul zilelor, în partea ta de moștenire. Care parte de moștenire? Păi tot ce ai făcut pe pământul acesta continuă să rodească, să aducă rod până la venirea Domnului. Aceasta va fi partea ta de moștenire. Și câtă lume, și eu mă număr printre aceștia, câtă lume n-a fost binecuvântată prin viața acestui credincios iubitor de Dumnezeu, despre care Imperiul, spunea, are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Să mergem împreună în, cartea, în, Ioan capitolul 21, versetul 19. Aici revedem, cu această ocazie, schimbarea de valori. Și anume, ceea ce părea o catastrofă, o nenorocire, moartea, devine o valoare de neimaginat, datorită faptului că acest gând al veșniciei este prezent. Iisus îi spune lui Petru, când erai tânăr, te duce unde vrei, ai, Când vei fi bătrân, te vor lua și te vor duce unde nu ai vrea să mergi, dar vei merge. Și a mers, într-adevăr. Și că, uh, Evanghelia lui Ioan uh, aruncă această lumină asupra cuvintelor Mântuitorului. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte, o oh, săracul, cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Oh, moartea este ceva de spaimă. Nici nu poți să vorbești despre ea cu copii sau cu persoane sensibile, trebuie să fii foarte atent cum vorbești. Iar Petru apostolul primește din partea Mântuitorului lumina aceasta, că el prin moartea lui va prostobi pe Dumnezeu. La fel a spus și prea iubitul lui frate, așa cum l-a numit el pe Pavel, prea iubitul nostru frate. La fel a spus prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, când a zis, uh, nu am nicio îndoială, spune el, că acum, ca și altă dată, oricând altă dată, stă în picioare lucrul acesta, Hristos va fi proslăvit, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. De ce ne dăm noi înapoi, potrivit lui Victor Frankl? De ce ne dăm noi înapoi din fața unor astfel de lucruri, cum ar fi suferința, boala, moartea, întunericul acesta, necunoașterea sau tot felul de lucruri care sunt pur și simplu chinuitoare pentru ființa noastră? Victor Frankl ne spune: ne dăm înapoi pentru că nu au sens. În momentul în care are sens, în momentul în care a ști. Am întâlnit uh, într-un avion pe tata, care însoțea pe fica la, spre Portland, Oregon, unde urma să meargă într-un spital și tatăl urma să doneze un rinic fiicei dumnealui, care mergea la dializă de trei pe săptămână, era mama tânără, într-o situație groaznică, m-au recunoscut în uh, avionul acela și a venit lângă scaunul meu și mi-au cerut să ne rugăm împreună. Uh, am simțit că uh, am simțit respirația lui Dumnezeu, în rugăciunea aceea că este aici cu noi. Și a fost ceva hazliu când a mers la operație. I-au scos rinichiul tatălui, uh, l-au plantat ficei și au pornit și rinichii s-a imediat cum avea trei. Uh, dar, iubite-mei, uh, nu, uh, nu, nu acesta este subiectul, ci subiectul este bucuria pe care am citit-o eu pe chipul acelui tată în perspectiva unei așa suferinți, asta vrea să spună Victor Frankl, dacă are rost, dacă are sens, dacă știi pentru ce suferi, dacă ai închinat suferința ta unui ideal sau chiar moartea, atunci acestea au valori diferite. Un om e în stare, spune el, să sufere aproape orice în momentul când are de ce. Are de ce să facă lucrul acesta. Și mă uitam la acest tată, ce scrie în faptele apostolilor acolo în capitolul 7 despre Ștefan, că fața lui li s-a arătat ca fața unui înger, mă uitam la fața acestui tată, era față de înger, nu de om. Păi frate, dar nu înțelegi că te taie, scoate rinichiul, Doamne, îți dai seama ce înseamnă lucrul acesta? Păi e una băiatul care a scos rinichiul pentru un telefon și un iPad și este cu totul altceva acest tată care scoate rinichiu pentru viața fiicei lui și este atât de fericit și dacă îi se cerau amândoi sau chiar inima, era foarte fericit să facă lucrul acesta. Adică avea sens. Atunci, problema suferinței pe pământul acesta nu este suferința însăși, care este cumplită și, nu, bunul Dumnezeu spune, sufletul meu nu e acolo. El, el, nu privește, nu dorește și nu vede de bine suferința noastră. Vrea să-i pună capăt cât de grabă, de aceea a și spus cartea Apocalipsei, nu va fi plânsă, nu va fi țipă, nu va fi durere. Aici este Dumnezeu. Problema însă a suferinței pe pământul nostru este lipsa de rost, lipsa de sens. Pentru ce sufăr până la urmă? Ați văzut că Petrețuțea este e dezamăgit și spune că a petrecut 14 ani în închisoare pentru oameni care n-ar fi fost cazul să facă lucrul acesta. În cuvintele pe care le spune el, o suferință care zice, a spus Dumnealui, nu și-a găsit sensul sau rostul. Dar niciodată nu vei vedea acest tată care suferă și care donează rinichiul lui, nu-l vei vedea vreodată văitându-se sau părându-i rău că a suferit pentru copilul lui. Oh, nu, nu, departe, departe de așa ceva. Unde duce lucrul acesta, aș vrea să nu rămânem prea mult, dar el duce foarte departe. Cine are o explicație tehnică sau psihologică de care dorește Dumnealui? Pentru această mamă, Lia, din satul nostru, care a intrat în casa în flăcări. Deci totul era flăcări până la ceruri, a intrat în flăcări și a ieșit cu copiii afară din flăcări. Cine are vreo explicație? Însă a murit. Dumnezeu a murit, a murit și soțul dumnezeu, copiii supraviețuiesc cu bine și mă bucur, poate chiar ne urmăresc și ne văd. Am locuit -o împreună o bună perioadă în București. Cine are vreo explicație pentru așa ceva? Dar suferința ei, lupta ei, eroismul ei, confruntarea ei cu moartea a avut un așa ideal, un așa... Sens, scăparea vieții copiilor lor. Acest lucru ne-l spune nouă Sfânta Scriptură când înțelegem rostul lucrurilor pe pământ. Suferința și moartea au valori diferite atunci când sunt trăite cu Dumnezeu. Până acolo încât Mântuitorul le spune ucenicilor, boala aceasta a lui Lazar nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Acesta, deci, acesta e rostul acestei suferințe. Wow. Tânărul, acesta care s-a născut orb, s-a născut orb pentru slaba lui Dumnezeu. Când s-a aranjat unde cum e un dialog ținut între Dumnezeu și Sufletul lui, nu trebuie să amestece nimeni în așa ceva. Oricum, Dumnezeu nu face nimic fără să descoperă intențiile și planurile lui pentru viața noastră. A zis lucrul acesta ca să arate. Cu ce moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu? Și când a spus aceste cuvinte, după ce i-a spus, cu ce moarte va proslăvi pe Dumnezeu? Pentru că moartea și suferința nu sunt lucruri ușoare și nu le poate transforma nimeni într-un preț dumnezeesc fără Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu. De aceea îi spune întuitor, aici, după ce i-a spus, cu ce moarte va proslăvi pe Dumnezeu? Încheie versetul 19 spunând, vină după mine. Ca să se poată împlini cuvântul acesta, vină după mine. A fost în epistola a doua către, Tesalonic, către Timotei, versetul, capitolul 1, versetul 10, Pavel îi spune lui Timotei să n-ai nicio frică de moarte, pentru că moartea a fost nimicită, este un vrăjmaș înfrânt, este condamnată, moartea nu va mai fi, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Suferința nu va mai fi, nu va mai fi tânguire, nu va mai fi țipă, nu va mai fi durere. Ceea ce suntem noi chemați să primim în viața și ființa noastră este un nou mod de a vedea Realități care s-au așezat și au rămas acolo de milenii, poate, asupra sufletului ființelor noastre. Am multe lucruri de îndreptat în voi, spunea Domnul Iisus Hristos, și ferice de pacientul acela care în care marele medic îndreaptă lucrurile, le așează acolo unde aparțin ele. Moartea nu are viitor, viața are viitor, răul nu are niciun fel de viitor, întunericul nu va mai fi. Toate lucrurile acestea nu va mai fi noapte. E acea cântare tulburător de frumoasă. No more night. Nu o să mai fie noapte. Este un cuvânt simbolic, bineînțeles. Este un cuvânt care îmbracă o, o sferă largă de înțelesuri și de sensuri. Dar ceea ce ne comunică Dumnezeu aici nou este că răul nu are niciun fel de viitor și că el în cele din urmă va face loc pentru totdeauna pământului acoperit de cunoștința lui Dumnezeu, ca fundul mării acoperit de ape. Nu trebuie să fii neapărat credincios. Udi Allen, acest producător cinema, el e declarat ateu, foarte insistent declară lucrul acesta și totuși el, el spune la un moment dat Universul este indiferent, așa este, se neacă un copil în apă și apei nu îi pasă de lucrul acesta, este indiferent față de noi. Astfel că spune Dumnealui, omul trebuie să-și creeze o altă lume a lui care nu e indiferentă față de el și așa explică el ideea credinței în Dumnezeu. După care spune, zice, și el trebuie să-și creeze această lume a lui și trebuie să trăiască în ea. Iubiții mei, este o contradicție în termeni. De moment ce știi că tu ai făcut această lume, chipurile idealizată, protectoare și așa mai departe, sau cum spunea Gordon Collier în cartea lui cu privire la God's Core, la Dumnezeu, spunea ce aș vrea să fiu ca voi. Aș vrea să fiu și eu creștin ca voi cu bucuria aceasta, cu încrederea aceasta, dar nu sunt. Păi tocmai acest lucru înfrânge cuvintele domnului Uri Allen, spunându-i, păi dacă tu ești cel care ai făcut această lume imaginară care te protejează, dacă tu ești acela care îți dai ție acest fel de făgăduinți, de, de promisiuni cu privire la viața sau la moarte sau la sensul vieții, din start aceste lucruri nu au nicio putere, pentru că tu știi că tu le-ai făcut. Dar atâta vreme cât ele vine încărcate cu așa putere, atâta vreme cât ele schimbă viața, schimbă fața lucrurilor, cum spune în Cartea lui Iov, zice cum se schimbă pământul când este pus o pecete pe el, deodată devine ceva oficial, ceva regal, ceva care. tot la fel se schimbă sufletul nostru atunci când este confruntat cu sensul vieții, cu rostul vieții, sensul vieții și rostul vieții așa cum am învățat Hristos proslăvit prin viața sau moartea mea, acestea nu vin ca o creație a minții noastre, cum spuneau apostolii, noi nu am venit la voi cu niște bazme meșteșugite, alcătuite psihologic, ca să hrănim anumite așteptări sau speranțe, sau așa mai departe. Noi nu am venit în felul acesta. Noi am venit înaintea voastră cu o dovadă dată de Duhul și de putere. S-a văzut lucrul acesta. S-a văzut în vieți schimbate. S-a văzut pretutindeni în lume puterea și realitatea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Adesea ființa noastră cade pe gânduri și, cum spunea Sies Luis, ne fi nimic pe pământul acesta care să poată umple golul sufletesc al atâtor ființe umane, ne fiind nimic care să umple acest gol sufletesc, spune el, mă întreb, nu cumva am fost creat pentru o altă viață, pentru altfel de viață. Nu cumva moartea la care ne referim noi înseamnă cu totul altceva. Nu cumva, spune el, nu există uh, tânjire în noi sau uh, această uh, nostalgie după ceva, undeva, cumva, fără ca aceasta să fie susținută sau reflectată într-o realitate anume. Uh, observați, spune el în Mere Christianity, în cartea aceasta. Deci observați copilul, cum se naște, imediat este alăptat. Știe că există așa ceva? De unde știe? Observați puiul de rață, a ieșit din nou, știe să înnoate. Merge acolo direct, nu se duce la școală de not, sau așa mai departe, sau să zboare, sau celelalte lucruri. Adică venim echipați, instalați pe pământul acesta, venim cu acest, cu acest căutare, cu această jerfă, literalmente, a ființei noastre, supusă acestui ideal despre care a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Bles Pascal spune la fel, de ce nu? Când, când observăm în sufletul nostru existența acestei dorinți după ceva, dacă te întreabă cineva și te pune să definești. Domn, ia spune clar ce vrei. Scrie-mi ce se întâmplă. Nu știu dacă, știi, dacă ar scrie cineva sau poate unul scrie și ar fi rușine de ce a scris. Tot ce pot spune personal și cred că e notă comună, domne, este ceva, trebuie este ceva sau este ceva în sufletul nostru pe care nu l-aș putea prinde în cuvinte, dar este acolo. Simte lucrul acesta. Și asta, asta spune Blaise Pascal. Când e, a, e, suntem confruntați cu această dorință și a, cu inabilitatea de a răspunde acestei dorințe, nu putem decât să tragem concluzia că a existat cândva o astfel de fericire care a lăsat în sufletul nostru impresia, deși nu este prezentă. Acum nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse, spune Biblia. Așa este, dar nu înseamnă că Dumnezeu nu va supune toate lucrurile sub picioarele lui. Pascal spune, nu există această fericire, dar impresia există acolo. Există căutarea acolo. Există vacumul acesta, golul acesta, ceea ce indică spre faptul că omul, ființa umană, duce cu el lipsa aceasta. Și spune el mai departe când vezi lucrul acesta și vezi urmele în ființa umană, poți să-ți dai seama că el va încerca în van, degeaba, în gol, să acopere golul acesta sufletesc printr-un mijloc sau altul, inclusiv religia, cu diversele ei aspecte și forme în care se manifestă astăzi, care creează uneori impresie, emoția asupra omului, dar îi lasă sufletul și mai gol, și mai pustiu, pentru că nu este ceea ce căuta el. Este cu totul altceva. În momentul când vezi așa ceva, zice, poți să înțelegi că singurul care ar putea să acopere prăpastia aceasta este cel veșnic, cel atotputernic, adică Dumnezeu. Ca să crezi că viața unui om constă în a te naște, a trăi, a munci, a te mulți și a muri, ca să crezi lucrul acesta, ar trebui să reduci ființa umană la un obiect, până la urmă. La un obiect în, în stil utilitarian, ceva de, de un folos într-un fel sau altul. Te întrebi pe tine, care îndrăznești să gândești la așa ceva, te întrebi pe tine, tu ai face așa ceva pentru copilul tău născut? Să-l pui doar să te folosești de el pentru un lucru sau altul? Uh, tu ai face așa ceva cu copilul tău? Cred că nu, fără discuție, n-aștept răspunsul tău. Uh, pentru că Mântuitorul întreabă, care om dintre voi ar face așa ceva? Observați că, potrivit cuvintelor... Unui înțelept, cel mai bogat loc de pe pământ rămâne cimitirul, pentru că acolo s-au dus cele mai multe planuri nerealizate, cele mai mari idei, cele mai mari posibilități, viziuni pe care le-au avut oamenii cu privire la viață, n-au avut ocazia să le aplice niciodată. Nu vi se pare injust lucrul acesta? Nu vi se pare injust că undeva un copil plin de dar și de talent. Suferă din pricina sărăciei și niciodată nu va avea ocazia să se exprime. Ba un altul va suferi teribil, se va întoarce împotriva lui, tânjirea aceasta și dorința lui de expresie, dar n-a avut posibilitatea aceasta niciodată. Dacă Universul lui Dumnezeu ar fi întemeiat pe nedreptate, n-ar supraviețui. Dacă ar fi nedreptate în el, n-ar putea judeca lumea. De aceea el răspunde, eu nu am astfel de dorințe, eu am alte. Eu știu ce gânduri am cu voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Gânduri de pace și nu de nenorocire și ca să vă dau un viitor și o nădejde. Acesta este Domnul. Pentru că ați observat în, și în orice curent de gândire, toate idei, tradiții sau indiferent ce este, ar trebui să punem această întrebare. Este Dumnezeu în așa ceva? Este Dumnezeu prezent? Îl vezi pe El făcând acest lucru? Care om dintre voi ar face așa ceva? Întreabă Mântuitorul. Atunci, acum puteți să spuneți că Dumnezeu face lucrul acesta? Întrebarea noastră, unde este Dumnezeu, ar, ar trebui totdeauna să ne preocupă. Este El prezent în așa ceva? Ați observat că în momentul în care Moise are această teofanie, este un cutremur puternic de pământ. Și Biblia spune, zice, Domnul nu era în cutremurul acela. Apoi vine o furtună teribilă care a despicat stâncile cu uh, puterea aceasta. Domnul nu era acolo și apoi, uh, la Ilie mă refer, și apoi vine un susur blând în el, acolo era Dumnezeu. Întrebarea noastră trebuie să rămână, este Dumnezeu prezent într-o așa perspectivă a omului pe pământul acesta, ca aceea descrisă, ca un simplu obiect coloid care funcționează și dispare. Care om dintre voi ar face așa ceva cu copilul lui? Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Aceasta dorește Dumnezeu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cearea pentru ce vreți să muriți voi casă a lui Israel. Acesta este Domnul. Un așa cuvânt, dacă îl ascult, știu că vine de la el. Aici văd chipul lui reflectat. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea, spune Sfânta Scriptură. Atunci când se va împlini lucrul acesta, se va manifesta ceea ce găsim scris în Corinteni, moartea a fost înghițită de biruință când trupul supus putrezirii se îmbracă în neputrezire și trupul muritor se îmbracă în nemurire, atunci se împlinește cuvântul acesta, moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Dar, iubiții mei, acesta este Domnul Dumnezeul nostru, și finalul lucrurilor ne arată că nu toată lumea, nu orice om, așa spune Sfânta Scriptură, mulți oameni au fost chemați, puțini au răspuns. Multor oameni le-a făcut oferta aceasta Dumnezeu, puțini au primit-o. Multor oameni s-a descoperit el și le-a vorbit puțin, l-au crezut. Doamne, cine a crezut în așa ceva? Isaia, capitolul 53. Dar după aceea, zice, ne-am dat seama că de fapt înțelesesem atât de greșit planul lui Dumnezeu, încât venirea lui a Mântuitorului nostru nu s-a potrivit cu planul nostru. Astăzi suntem copleșiți de curentul acesta materialist și îmbibat de moarte al generației noastre, acestei generații lipsite de speranță, de orizont, de direcție, de destinație, acestei generații care trăiește să moară. Toate acestea duc în același loc la absența lui Dumnezeu din discursul vieții noastre. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Cine poate să dea o promisiune ca aceasta? Citiți în toate religiile lumii, arătați-mi un singur, unul singur care a îndrăznit să dea o astfel de făgăduință. Adevărat vă spun că dacă cineva mă ascultă în ceea ce învățăm noi acum, în veac nu va vedea moartea. Și noi știm, spune epistola lui Ioan, către 1 Ioan 3 cu 14, noi știm că am trecut din moarte, de, de la viață. Păi da, ai zis că este o prăpastie care nu se poate trece. Așa este. La oameni este imposibil oricâtă căutare, investiție, zbucium, oricât timp, mii de ani dacă ar trece, e cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Semnul este că dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Cine nu iubește pe fratele lui, pe aproapele, rămâne în moarte. Omul este o alegere. Dar, așa cum spuneam, Dumnezeu a făcut oferta aceasta către noi toți. Și în cu glas blând a vorbit lui Iona și ne întreabă pe noi: Bine, faci tu că întorci spatele acestei promisiuni a lui Dumnezeu, că disprețuiești, poate, consider că aparține de coșul de gunoi al omenirii consider că sunt vorbe goale închipuire ale oamenilor tradiții, bine faci că faci așa ceva. Bine faci tu că nu iei aceste lucruri și să vii cu ele la Dumnezeu și să-i spui, ești prezent tu în așa ceva, ești tu cel care promiți lucrul acesta? Ați văzut ce a spus Petru când l-a văzut pe Iisus, mergând pe ape? Că este o totală imposibilitate lucrul acesta. Până mai recent au gândit oamenii așa, acum nu mai gândim în felul acesta, pentru că s-au descoperit o mulțime de lucruri care demonstrează contrariul. Dar cu toate acestea, pentru întreabă deschis, tu ești sau. Dacă tu ești, cheamă-mă la tine. Și Ioan întreabă la fel, tu ești sau o să așteptăm pe altul? Doamne, acestea sunt cuvintele tale? Tu ești cel care promite așa ceva? Pentru că dacă aici este, dacă este cuvântul tău aici, cerul și pământul vor trece, cuvintele tale, cuvintele mele nu vor trece. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa sufletul Tatălui este al meu, dar sufletul care păcătuiește va muri. Nu, no, nu va muri, este nemuritor, sufletul e nemuritor. Bine, nu, nu, nu te va. Constrânge Dumnezeu vreodată să te supui cuvântului Său, dar El a spus: Sufletul care păcătuiește va muri. Aceasta, acesta este cuvântul Lui și n-ar trebui nimeni să experimenteze așa ceva. Dumnezeu trebuie luat pe cuvânt întotdeauna și cei care l-au luat pe cuvânt, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, nu produs natural, ci lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani. Acest lucru este scris în Cartea Apocalipsei, capitolul 20, versetul 6. Noi care suntem învățați cu fake news până de une zi. Internetul și presa și toate au fost mijloace de informare, de, de propagare a adevărului. Dacă vroiai să afli adevărul, citeai ziarul. Astăzi s-a prăbușit încrederea omenirii, datorită faptului că te întrebi oare o fi adevărat, este dovedit, e demonstrat acest lucru și deodată constați că trăim într-o lume care a pierdut respectul. Față de adevăr și nu are nicio rușine de oameni sau frică de Dumnezeu de a scrie sau de a predica ceea ce știe că nu este adevărat. De aceea, marea întrebare care se ridică, Doamne, Tu ești prezent în aceste lucruri? Este prezența Ta în acest cuvânt? De aceea, cuvântul Domnului continuă în Cartea Apocalipsei, capitolul 21, versetul 8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. În privința aceasta au fost lansate în lume și sunt alimentate teorii de, de, de o varietate interminabilă. Un singur lucru însă poate salva sufletul unui om de la eroarea aceasta. Am ajuns într-o vreme în care nu numai că este propagat neadevărul, dar s-a ajuns la iubirea de neadevăr. Omul a ajuns să iubească neadevărul, a ajuns să devină dependent de el ca de un drog. Citeam de câte ori au fost înșelați, mă refer la, la aspectul religios, de câte ori au fost înșelați oamenii aceștia și au înghițit de fiecare dată înșelăciunea și s-au pregătit pentru următoarea. Și când li se spune o altă dată pentru venirea lui Isus și pentru sfârșitul lumii și pentru așezarea împărăției pe pământ, când li se spune o altă dată, cei care o spun știu că este falsă, cei care o ascultă știu că este falsă, știu că va trece, că nu se va întâmpla nimic, dar aceasta nu împiedică să continue să înghită din plin, așa cum scrie cartea profetului Isaia. Nu numai cel ce minte, ci cel ce trăiește în minciună. Nu cumva lucrul acesta nu e adevărat, nu cumva am o minciună în mână, aceasta întreabă Isaia. Și dacă este un domeniu în care ar trebui să pășim cu grijă pe acest pământ minat cu neadevăr, oriunde, dacă este un, un adevărat domeniu, acesta este cel al vieții și al morții, al morții și al învierii din morți al mântuirii și al pieirii. Acesta e un domeniu cu adevărat de viață și de moarte. Sfânta Scriptură încurajează sufletul nostru dând această promisiune pe care o găsim aici în versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. A doua moarte nu are nicio putere asupra lor. Cuvântul lui Dumnezeu lasă fără scuze orice fel de om care adoptă un lucru sau altul potrivit cu părerea lui. Este de fapt profetic lucrul acesta. Biblia spune, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Își vor da învățături după poftele lor. Și vor ajunge în această dependență de neadevăr, încât Sfânta Scriptură spune că vor crea condițiile ca nelegiuirea să apară, să se dea drept Dumnezeu și să se așeze pe scaunul lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. Pentru ca toți cei ce n-au iubit adevărul, ce au găsit plăcere în neadevăr, în nelegiuire, au găsit această senzație drogatică în neadevăr, ei sunt o sândiți de alegerea lor proprie. Este o răscruce foarte importantă a omenirii și a vieții noastre toate nenorocirile care le-am văzut fie în propria viață, în familie sau pe pământul nostru, toate acestea au fost și sunt lucruri evitabile. Și un lucru rău și o mare suferință și o mare nenorocire este cu atât mai mare și sunt cu atât mai mari cu cât erau evitabile. Un om putea să nu treacă pe aici. O, de ai fi luat aminte la ce te-am învățat, spune Domnul în cartea profetului Isaia. Fericirea ta ar fi fost ca valurile mării, dacă ai fi luat aminte la ceea ce te-am învățat. Că, dacă ar fi cineva întrebat, care ar fi virtutea neascultării de Dumnezeu? Ce virtute poate să găsească cineva într-un sens contrar celui pe care ni l-a arătat cuvântul lui Dumnezeu? Sunt convins că nu există niciun fel de răspuns. Se numește Taina fără de lege. Adică înseamnă fără justificare. Fără scuză. Nu înseamnă că nu se știe cum s-a întâmplat lucrul acesta. Se știe. Tu ziceai în inima ta așa și așa. Deci de la gânduri se știe ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Dar ca să găsim vreodată o justificare pentru lucrul acesta. În timpul Mântuitorului nostru, ca și astăzi, fiecare ființă umană, la un moment dat, este confruntată Realitatea așa cum este ea în Hristos Isus. Și aceasta apare dureros de diferită de ceea ce a hrănit sau a adoptat Sufletul nostru. În durerile acestea se găsește Sufletul nostru, chemat de Dumnezeu să aleagă adevărul. Iubiți adevărul și pacea. Lucrul acesta care se petrece nevăzut în sufletul nostru, se manifestă vizibil în tot ce se întâmplă în viața noastră. Venirea Domnului nostru Isus Hristos nu depinde de interpretări sau explicații profetice de un fel sau altul, nu depinde de ceea ce oamenii cred sau nu cred cu privire la acest lucru, ci depinde de ceea ce simt în inima lor față de acest eveniment. De aceea, Pavel Apostol spune, confruntat cu moartea, scrie frumos acolo. Um, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape, dar m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una neprihenirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, spune el, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Pentru că această cunoștință cu privire la venirea Domnului Isus Hristos se întinde până în lumea demonilor. Nu are niciun preț dacă nu mișcă sufletul nostru în așteptarea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost descris. Dacă cineva l-ar fi privit pe Pavel în acel moment, am o carte acasă care uh, numără minut cu minut orele uh, pe care le-a trăit el înainte de execuție. Dacă cineva ar fi auzit, ar fi citit cuvintele acestea, ar fi spus, stai puțin, dar unde este judecata? Unde, nu, nu înțeleg nimic aici. Tu spui, ești gata să fii turnat ca o jerfă de băutură și știi, ai fost înștiințat de Duhul Sfânt despre clipa plecării tale, clipa plecării mele este aproape. Deci știi că pleci, cu alte cuvinte. Știi că vei fi executat, nu? Știi lucrul acesta. Acum. Zice, dar nu mă, aște mă așteaptă. Mă așteaptă, păi, da, ai spus că te așteaptă clipa plecării, sau că te așteaptă sabia lui Nero, sau te așteaptă moartea. Nu, no, nu. No. Pe mine mă așteaptă cu una Așteaptă țărâna trupului meu, o așteaptă sabia lui Nero. Țărâna trebuie să se întoarcă în țărână. Dar pe mine, spune el, mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea domnul judecătorul cel drept. Nu singur, numai eu sau numai noi, nu singur, ci împreună cu toți aceia care vor fi iubit venirea Domnului. În această expresie adâncă, în acest contrast zguduitor între ce urma să se întâmple imediat și declarația lui. M-a luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Este un contrast aproape insuportabil. Cineva a ridicat semne mari de întrebare cu privire la maturitatea acestui om, acestei gândiri. Probabil că un rațional s-ar îndoi, ca să nu mai discutăm de un agnostic. Și cât de reală era totuși această trăire pe care o avea el. Iar dacă cineva vrea să meargă și mai aproape, pentru că la Pavel încă nu se întâmplase, clipa plecării era aproape, vom urmări pe cineva în chiar clipa plecării, în clipa aceea. Acesta este eroul atât de iubit de sufletul meu și de mulți oameni pe pământul acesta, generație și generație, Ștefan. El este în clipa plecării. Și clipa plecării la el însemnau pietrele și ura. Acestor oameni, însemna o acuzație neîntemeiată, nu avea nicio legătură cu adevărul, aruncată asupra lui, ca și mâinile păcătosului pe capul mielului care nu a făcut nimic. În clipa aceea, în clipa plecării lui, cineva s-ar întreba: mai există vreo putere, mai este ceva care ar putea să se ridice deasupra? acestei situații în care un om este lovit cu pietre din toate direcțiile, blestemele și purtarea acelor oameni copleșesc ființa lui, iar în mijlocul acestei cumplite tragedii și vărsări de sânge, el ridică un chip senin, o față ca de înger, spune Biblia, și declară, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare, la dreapta Tatălui. Așa ceva a fost de o așa putere încât l-a ridicat deasupra rănilor zdrobitoare pe care pietrele le făceau în trupul lui. Aici este locul în care voiește Bunul Dumnezeu să ne aducă pe fiecare dintre noi, să ne înarmeze și să ne întărească sufletul cu această credință care se va ridica deasupra suferinței deasupra bolii, deasupra nenorocirii și deasupra morții. Aceasta înseamnă Hristos a biruit moartea. El a biruit moartea prin faptul că s-a ridicat deasupra ei. Și pe noi ne face părtaș acestei biruinți cu privirea pironită spre făgăduința vieții. Ea este aceea care să e chemată să lumineze viața și ființa noastră în împlinirea Planului lui Dumnezeu cu întreaga omenire, dar uh, în planul acesta uh, uriaș, uh, împlinirea cuvintelor Lui în viața noastră personală, tuturor celor ce au primit cuvântul acesta, El le dă dreptul și ne dă dreptul să devenim copii ai lui Dumnezeu. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne. Moartea a chinuit și a robit milioane de oameni și generații întregi. Dar îți mulțumim pentru eliberarea pe care ai dus o prin Domnul nostru Isus Hristos. Îți mulțumim că ai pus în sufletul nostru o nădejde care este mai presus decât moartea sau suferința. Și îți mulțumim că ai dat un rost acestor lucruri, Doamne, în viața noastră. Nu putem să spunem mai mult decât să ne închinăm înaintea tată ta, Tatăl -ta 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 nostru, prin Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.